La mulți ani! La mulți ani și un an bun! Vă doresc, dragi prieteni, dragi vlăceni, începem anul în forță, ca să zic așa. Avem un program de 17 milioane de euro aproape gata acum. Am băgat în pământ în municipiu 17 milioane de euro țeavă, am schimbat conducta principală și rețeaua de transport, apă caldă și căldură. Continuăm investițiile în zona CET și astăzi am semnat un proiect mare, mare de tot și important pentru anii care vor veni. Spuneam că nu numai că nu vom închide CET, dar vom asigura și modernizarea acestui furnizor de confort până la urmă pentru populație. Valoarea totală a investiției pentru care facem cerere către Ministerul Dezvoltării, cum știți cu toții, în programul de termie, da? Este de 676 de milioane de lei noi, adică 135 de milioane de euro. Am făcut această cerere astăzi. Sunt trei ani în care vom face această investiție în două etape. Prima etapă, în 2023, vom cumpăra 4 cazane de apă fierbinte, CAF-uri, cum le știe toată lumea, și 2 motoare termice. Iar în etapa a doua, care înseamnă 2024-2025, 4 motoare termice, centrala de cogenerare pe gaz, dar și o centrală în cogenerare pe biomasă. Evident, le mulțumesc tuturor celor care au muncit la acest proiect. Este un proiect în care vom colabora din nou cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, este un proiect în care vom colabora din nou cu Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru că e un proiect destinat locuitorilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea. Dar cum relațiile au fost întotdeauna excelente, așa va fi și de acum înainte. Mulțumesc colegilor mei de la Consiliul Județean, dar și celor de la primărie care au conlucrat și suntem astăzi în această situație să depunem noi Consiliul Județean ca și proprietar al CET această cerere.